goddesses, healers, medicine women, mothers. This is the G-Con. I am all that I preach to be. I invite you all to take a leap with me. Astro projecting through frequency. Let's vibe it out, smoke this leaf for me. Keep it enchanted. I am all that I preach to be. I invite you all to take a leap with me. Astro projecting through frequency. Wow. Ce frumoasă imagine. Let's vibe it out, smoke this leaf for me. Sugestiv așa. De tine ca și copil, în momentul în care ai spus eu mi-am dorit mai mult. Pentru răspunsul ăsta ți-aș fi dat direct un da, pentru că mi se pare că ai spus tot despre copiii care își doresc să facă ceva, care muncesc. Iată,
ești un copil tare pozitiv, ai doar 14 ani. Da. Și mă leg tot timpul de chestia asta, de vârsta ta, pentru că ești un copil, dar gândești ca un om mare. Mulțumesc! Andy, trebuie să spun că am văzut ceva pentru prima oară la un acrobat și m-a fermecat chestia asta și n-am cum să trec cu vederea peste ea. Este primul acrobat care mi-arată cât de tare îi place ceea ce face, zâmbind acolo sus când e la înălțime. Deci pentru prima oară când am văzut chestia asta. Exact zâmbetul ăsta pe care îl are acum de relaxare a fost că s-a întors la mijloc și a zâmbit. Era, se vedea clar că e doar pasiune și plăcere la mijloc și asta m-a cucerit. M-am uitat și la frații tăi, m-am uitat și la tine și mi-am dat seama că voi sunteți niște copii care sunteți crescuți și aveți parte de o viață foarte frumoasă și sunteți foarte fericiți. E adevărat, foarte adevărat. Dar e ciudat că emane asta. Eu te felicit pentru număr și te felicit și pentru familia frumoasă pe care o aveți. Mulțumesc! Bravo. Să votăm. Andra? De la mine este un da. Andy? Sigur că da. Da și de la mine. Eu sper să fac o sală de circ în Timișoara, așa că și din partea mea e un da. Răspunsul meu este pentru tine și pentru părinții tăi. Da. Oh.